Un polițist local din Prahova a fost reținut chiar de colegii săi după ce a rupt mai multe afișe electorale care aparțineau candidaților PSD. Incidentul a avut loc în comuna Bălțești, unde peste noapte afișele amplasate pe gardurile localnicilor au dispărut. Pe lângă omul legii, la acțiune de distrugere ar fi luat parte și alte persoane. Ca urmare a sesizărilor primite, oamenii legii au făcut percheziții la mai multe adrese, în urma cărora polițistul suspectat de distrugere a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie adus în fața judecătorilor pentru trasarea unei alte măsuri preventive.